împreună cu invitatul nostru, Eugen Thierry, astăzi de la Casa Brezicenilor. Nu este o întâlnire sau nu este ceva ce am planificat de multă vreme să ne pregătim cu un tipic conform evenimentelor pe care le desfășurăm, dar dorința noastră este de a face astăzi o întâlnire a prietenilor. O întâlnire în care vom povesti împreună cu Eugen Thierry despre pictură, artă, despre creația sa, amintiri frumoase legate de Lugoj, cât și ce a însemnat parcursul lui Eugen Thierry în ultimii 30 de ani, acolo unde trăiește astăzi, adică la Augsburg. Probabil că ploaia a speriat o parte din cei care ar mai fi dorit să vină, dar vor fi alături de noi, pentru că Adriana va transmite, așa cum face de regulă, acest eveniment. Și să ne bucurăm, pentru că este un mare privilegiu de a-l avea alături pe Eugen Thierry, cel care a lăsat și lasă și în continuare pentru Lugojul său natal, cu mult suflet, amintiri prețioase. Prin prezența dumnealui astăzi, în aceste zile la Lugoj, colecția Pinacoteca Muzeului de Istorie, Etnografie și Artă Plastică s-a îmbogățit cu câteva lucrări valoroase care au fost donate de Eugen Thierry. O să vorbim și despre planurile de viitor și sunt convinsă că vom afla lucruri frumoase și atractive pentru noi lugojenii. Simona, cea care îl cunoaște bine pe Eugen, este chiar o prietenă a lui Eugen Thierry, știe mult mai multe amănunte despre opera lui Eugen Thierry și am să o rog să ne spună câteva cuvinte. Nu știu cât de bine îl cunosc eu pe Eugen Thierry. Cred că ne-am întâlnit față în față foarte târziu, acum vreo 8 ani, când am făcut o prezentare a expoziției de la English Park și în care a fost o mare bucurie, pentru că am început un dialog. Ce-am gândit acum 3-4 zile și Marieta spunea că va fi o întâlnire atipică. Eu sper să o transformăm într-una atipică. Pentru că gândul lui Eugen a fost să fie un procerai adevărat. Un taifas, dar pentru Lugojeni. Da, taifasul, după aceea șueta, după aceea da, 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 givanul, după aceea, deci putem spune.